pe Dinamo în play-off. Liga 1 proclamă derby în fiecare weekend. Formidabil șut, Nicușor Bancu! Cele mai bune echipe joacă pentru titlu și nopți de vis în Europa. Fotbal de prima ligă, în direct la Digi Sport. Drumul spre titlul spaniol e un deliciu. Astăzi, de la 17:15, SEI Barcelona. Rico, tonight is not night! Salsișe, vamos. Simte-te fresh cu noul deodorant Nivea Black and White. Bucură-te de o senzație de prospețime și îngrijire. Negrul în bere. Îndrăznesc să fie lime. Îndrăznește să fii tu. Încearcă Coca-Cola Lime. Imagine direct de la SBR. CSM București conduce la pauză pe Team SBR cu 12-7. A fost o primă repriză pe care SBR a început-o foarte bine, 3-0, dar apoi timp de 20 de minute n-a mai reușit să înscrie decât un gol în condițiile în care Paula Ungureanu ajunsese la un moment dat la 70%, jucătoarea cea mai bună, fabuloasă în prima repriză, Paula. Rândul nici în Cupa Danemarcei, pentru că Esbjerg a fost eliminată încă din optimile de finală de Odense. În acest moment, reamintesc că CSM București are nevoie de victorie sau de un rezultat de egalitate pentru a ocupa locul al treilea în clasamentul final al grupei și a merge către un sfert de finală cu Ferencvaros. Dacă pierde, greu de crezut și la acest scor și după ce am văzut în prima repriză, ar merge în sfertul de finală cu Vardar Skopje. Friz pentru Alb, din nou Friz, în stânga sa este Westergaard, se joacă în dreapta pentru Van der Heijden, care aruncă jos în dreapta și cu tipică, începe cu golul Esbjerg, cum a fost și la prima repriză, 8-12 pentru București, 31, ultimul meci din grupele Champions League. 26 de ani are Van der Heijden, medaliată cu argint la Mondialul din Danemarca și la Europeanul din Suedia. Olanda, o revelație în ultimii ani în handbalul european și mondial. Gol marcat de Isabelle Gulden. Al doilea gol pentru ea. Am mai scris o dată în prima repriză, nici n-a aruncat la poartă la prima reușită din partidă. S-a dat 9 metri la Van der Heijden. O aveți în imagine, spuneam, viitoarea echipieră a lui Ferencváros Budapesta, care probabil, dacă nu sigur, va fi adversara normal CSM-ului din sferturi în această fază a competiției din Champions League. A vrut să angajeze Friz pivotul, noi am apărat bine și pasă mult prea lungă de contraatac. Da, către Mehmedović, deși am văzut-o și pe Böhme sprintând destul de bine. Poate că era o soluție mai bună la contraatacul de mai devreme, dar Paula se revanșează în poartă. Extraordinară din nou. Am văzut că are o fașă cu care și-a prins degetele de la mâna dreaptă. Ne amintim de Puțupan, care avea inelarul, din ce țin minte, inelarul și degetul mic erau prinse la lumința, pentru că a avut o fractură la inelarul de la cea mână. Gol super din nou, Mica Brădeanu, foarte spectaculos se înscrie Mica, aruncă foarte tare și precis, scutură plasa foarte vizibil, al treilea gol pentru ea și pe lângă poartă a aruncat al rămân 6 goluri pentru CSM. Spunea și Grubisici pentru știrile Digi Sport că am început să ne revenim încet încet, dar încă jucăm greu, dar vom fi în formă la sferturi. Ne anunța croata. Peste o lună, nu? Sferturile. Da. În campionat CSM va juca pe 23 martie următorul meci.
Este zi de pauză, este semnal de pauză la Ligile Naționale pentru echipele naționale. România va juca cu Spania două partide la București, în sala Dinamo, 17 și 19 martie. Da, spuneam, pe 23 martie va juca acest mai București cu Râmnicu Vâlcea pe teren propriu. Atunci va începe linia dreaptă pentru sferturile de finală. Gol marcat de Maida Mehmedović. Acel meci cu Vâlcea e în program la București, dar se joacă la Vâlcea. Ți-am uitat că s-au inversat partidele în tur. Da. A jucat meciul la București, la cererea CSM-ului, deci meciul se va juca la Vâlcea și va fi direct. Da, contează ca meci acasă pentru CSM București, e adevărat. Extraordinară din nou Paula, a aruncat Nana Fris, fostă jucătoare la Copenhaga, la Nyköping, revenită în 2016, după ce a mai jucat un sezon la Esbjerg în 2006-2007. Încă 3 mingi, a spus Paula, această repriză. Ica Bredanu pentru Băme. Probabil Reu Roșca a introdus-o pe Băme, pentru că e în țară natală și se mai vadă suporteri din handbalul la danez. Gulden pătrunde și fructifică, al treilea gol pentru ea. Din punct de vedere al atacului, CSM București a stat mai prost în prima repriză, dar acum a redevenit mașina de goluri. Chiar împotriva lui Esbjerg, CSM București a înscris cele mai multe goluri într-un meci în această ediție de Liga Campionilor, 33, sigur, performanță mai apoi egalată într-un meci trist pentru campioana Europei, 33-35 cu Lardi. Atunci a pierdut șansele pentru a merge pe locul al doilea în această grupă. Gol marcat acum de Van der Heijden. Acum, Costi, și cu locul al doilea am fi mers către un sfert de finală cu Buduș, nu? Iar nu era bine. Din perspectiva faptului că te întâlnești cu Cristina Neagu, viitoarea ta colegă, întâlnești cu Bulatović, da, cu Zvic, super echipă, și a revenit. Buduș nu s-a văzut și ieri, în meciul cu Ferencvaros, fără trei titulare. Zorbit de Paula Portaru, pivotul Lazović, care face o fază de apărare, sau Nezević, coordonatoarea. Buduș Nos tot s-a impus la Ferencvaros și au fost probleme în ultimele 2-3 minute, în rest Buduș Nos a condus în permanență. Atac al danezelor. Alm a combinat cu Fris. Din nou Fris încearcă o depășire, obține o aruncare de la 7 metri, chinuit Tovezest, venit acolo în pivot, în mod normal ea este extremă dreaptă, a mai jucat la Horsens, Orcu și Holstebro. Din nou Carson aruncă din prima, fără fentă, și o învinge pe Paula. Scrie și cu două cifre, iată, la dreptul Esbjergului la scor, o marca și de 10 goluri. Ida Karlsson, campioană europeană cu naționala Norvegiei în 2014, în Ungaria, argint la europeanul din 2012, s-a retras în 2014 de la naționala Norvegiei. Torstensson, Gulden, rămâne în posesia mingii, combina cu Böhme, din nou Bela Gulden, Böhme, pleacă în circulație, intră al doilea pivot, Mica Brădeanu, Torstensson depășește foarte ușor, aruncă însă destul de slab. Prim contraatac pentru Esbjerg, iată, acest minut 38, închis de pe dreapta de Sest. Ele vor zâmbi tot meciul, indiferent cât va fi scorul pe tabela de marcaj. Fericită Zez pentru ce a reușit mai devreme. Se pregătise Paula pentru o aruncare în forța extremei, pe la urmă aceasta a pasat-o. Mica pasă printre Oana Manea pentru două adversare și gol rapid înscris de Top Hansen. Două goluri legate pentru daneze, 12-16. Ar fi cazul să înscrie și noi ca să le mai tăiem din elan. Deocamdată am senzația că Aurelian Roșca a cerut time-out. Într-adevăr, așa se întâmplă pentru a-și trezi jucătoarele.
From the defense. Come on, put the pivot in the second corridor and come on after combination number three to start to have space in the center. Come on, use this or block and return. Come on, and coming home because we don't coming home. Come on! Heidegger, come on, come on! București! Pisse god kontrapass her. Rigtig godt løbe det, så vi tager lige lidt chance, rigtig godt løbe det her. Angrebspas, næste gang Jenny Pisse igen op. Det var klart venstre her i går. Ja, der er ved kryds, ikke? Hvis vi kommer med kryds, Laura. Godt. Ingen problem. Nu kan vi med at være aggressiv på tingene. Nu fungerer det igen. Nu brugte vi 700 på igen og skal op i gear. Nu er ikke fremad på tingene. Så vi hele tiden hjælper hinanden på at snakke med hinanden og råbe hinanden, så vi ikke står der nede og sover. Ja, vi ved hele tiden. Ja. Să știi, Costi, că nu sunt doar două goluri, ci patru goluri legate de Esbjerg. Două dintre ele date pe contraatac. E un moment de cădere în jocul CSM-ului. Am mai văzut astfel de situații, acum este faultată Bela Gulden și cu Crim am avut cădere și în deplasare, dar mai ales pe teren propriu, în meciul de săptămâna trecută, decisiv. La un moment dat, Crim conducea cu 22-20, adevărat că au urmat 6 goluri la rând marcate de jucătoarele CSM-ului. Torsonson pentru Brădeanu în stânga, în centru, din nou suedeza musculată de Top Hansen, 9 metri. Este în minutul 39, bine că am avut avantaj mai mare față de daneze. Mica Brădeanu pentru Oana Mane, aruncă cu mâna stângă gol pentru pivotul nostru. Ce bine s-a desfăcut Oana la această fază, 12-17. S-a uitat și către arbitrii pentru a cere o eliminare de 2 minute, pe bună dreptate, văzut la reluare. Alb în centru, bine Fris, Van der Heijden aruncă pe lângă poartă. Încerc să mă abțin să-i mai spun genial. Mi-ai făcut observație la meciul tur. Se înțelegea tot timpul genial. Da, din când în când e și ea genială, dar nu prea des. E da, cel puțin în această partidă de lucru. Paula, da. Mica Brădeanu pentru Torstenson. În stânga Gulden. Atât eficacitatea pe atac, 65% avem în continuare. Fază de 35% pentru daneze. A intrat Martin, ușor tamponată, Torstenson musculată, a început să face puțin mai tare danezele. Amenințare de joc pasiv pe atacul nostru. Torstenson, Gulden, Brădeanu aruncă de la distanță. Cel mai frumos gol al meciului marcat de Mica Brădeanu. Ce trasoare are Mica, fără multe lani, și-a armat brațul undeva cu mărăloarea. Al patrulea gol. Al doilea pas și a aruncat perfect, o învârtită subtransversară spre satisfacția suportului român din primul rând. A meritat treierele lor această reușită. 12-18, încă 19 minute de joacă și... apoi pregătirea pentru sferturile de finală. Ferencvaros și Budapesta. Da, returul în deplasare. Cam asta ar fi principala teamă și a noastră, probabil și a conducătorilor bucureșteni. Arbitrajul, în condițiile în care Final Four-ul se va disputa tot la Budapesta, iar Ferencvaros n-a fost niciodată în Final Four și acum... pare mai aproape ca oricând și din punct de vedere al echipei, pentru că e o echipă legată, o echipă formată din jucătoare care evoluează de mult timp împreună. Adevărat, joacă mult mai bine Ferencváros decât sezonul trecut. Așa. Odată cu venirea lui Schneider, cu Kovacic de la Gheorghe s-a mai închegat echipa, însă le lipsește acei jucătoare de mână stângă, dintre-dreapta și fazele sunt ușor previzibile. Vom vedea ce se va întâmpla cu Ferencváros. Noi vom vedea, Aurelian Roșca va pregăti să vedem ceea ce trebuie. Cu siguranță, handbalistele de la CSM vor face iarăși o dublă de neuitat cum s-a întâmplat cu Rostov anul trecut.
meciurile decisive sunt jucate altfel de aceste jucătoare formidabile. A dat un laut Mehmetović pe conturi scurte, adevărat. Foarte bine Englo a reușit să prindă. Ce-mi place la Mehmetović, că întotdeauna își asumă responsabilitatea, pentru ea niciun unghi nu pare imposibil. Ea merge către poartă, e hotărâtă, sigur că mai și ratează, dar nu există jucător perfect în lumea asta, la niciun sport. A intrat Curea când încercam să o scot, cum se spune, pe Mehmetović. Aurelian Roșca a scos-o de tot din teren. Îi dă o șansă și Iuliei, care a jucat foarte bine. Asta primăvară, vă aduceți aminte, și în dubla cu Rostov și la Final Four. Bulldon, busculată de Top Hansen, aruncă Izabela pe scurt, scoate Sando. Încă 17 minute, rămân 6 goluri pentru noi. Acum mai 5, pentru că a scris pivotul Top Hansen. Top Hansen împreună cu Henrik Top Hansen au cei doi au un copil de un an, Oliver. Toată lumea în familia Top Hansen e pivot. Știi că cei doi mai au un frate care absolvise academia de la Morstai Handball, tot pivot. Aici noi am greșit pasa spre pivot. Oana Manea n-a avut cum să cultivice normal la această mige, care nici n-a ajuns să fie controlată de ea. Ne mai scoate Paula odată. Am pierdut și noi 9 mingi în această partidă, față de 7 ale danezelor. Partidă de ținut minte pentru suporterii ce a realizat Paula Ungureanu în această întâlnire uluitor. S-a la un moment dat 74% da. Procentaj în Liga Campionilor. Da, după ce primise 3 goluri, atenție, nu e ca și cum ar fi scos o minge și apoi i-ar fi intrat toate. Loba, ce a intrat în locul Oanei Manea pe pivot, aruncă Sorina Ambară. Bună aruncarea. Da, înseamnă că nu mai are probleme la brațul de aruncare la mâna stângă și iată aici Gonzales și bine a dat direct pe colțul lung. Suntem la jumătatea reprizei cu un avantaj de 4 goluri. Vander Heiden a surprins cu această pasă pentru două adversare. Martin a intrat la foul, normal, și la eliminare. Jucătoare bună Lara Gonzalez și încă tânără, 25 de ani are jucătoarea din Spania, 1,84 m. Gulden, Sorina, Martin, din nou Sorina, Gulden, Brădeanu, ce gol reușește Mica Brădeanu din nou. O colecție de goluri, marca Brădeanu. Mulțumim rău, Roșca, de ce realizează Mica Brădeanu. Cei doi au colaborat de multe ori în carieră, atât la juniori cât și la seniori.